astăzi o să ne jucăm Minecraft și o să vedem 8 arme foarte, foarte puternice din Minecraft. Poate să fie un trident de dripstone, un trident care face niște chestii extraordinar de bune, sau poate să fie, de exemplu, o mașină de spălat pe care o pui să îți spele rufele în Minecraft. Sunt itemele astea bune, sunt armele astea foarte, foarte bune ca să te bați cu prietenii tăi, să fii mai puternic decât ei. Ei bine, chestia asta trebuie să rămâneți la final să vedeți care e toată faza. Așa că, nu știu ce să zic, elita mea, și dacă vreți să faceți și voi parte din elită, dați like și abonați-vă înainte să înceapă videoclipul de astăzi. Așa că vă mulțumesc foarte, foarte mult tuturor celor care faceți chestia asta și fără doar și poate, hai să începem pe treaba și să vedem și noi ce itemele bune avem astăzi aici. Oficial am lăsat merch-ul Ganicuzos 6, primul link din descriere vă duce către site unde puteți să vedeți niște produse foarte interesante și un tricou care strălucește în întuneric. Intrați pe primul link din descriere și vedeți ce merch nou avem. Ca să faceți rost de aceste iteme, băi și fete, lângă faptul că voi trebuie să dați neapărat like la videoclipul ăsta, adică nu e ca și cum am zăpăcit sau ceva de genul cu chestia asta, trebuie să scrieți în coment, să scrieți în chat chestia asta: function spațiu dump underline weapons 2.give, adică să luați toate itemele astea ciudate. Astea sunt doar o parte din iteme. O să avem două data pack-uri practic instalate astăzi, pentru că în acest videoclip o să recreăm și o să avem în mai Minecraft două data pack-uri a doi youtuberi din ăștia șmecheri din afară care se ocupă cu data pack-uri și fac chestii din astea interesante. Este vorba de Mackinstein și cu Command Geek, dacă nu mă șer așa-l cheamă pe celălalt tip. Prima dată o să ne uităm la armele făcute de Mackinstein, așa-l cheamă pe tipul ăsta, M.C. Mackinstein sau ceva de genul, sper că nu-i omor numele sau ceva de genul. Dar avem aceste iteme. Fiți atent, în primul și primul rând, hai să ne uităm la ele să vedem ce iteme avem în primul rând. Avem un shield sphere, ok. Avem laser gun și pe traitor, așa. Avem dripstone trident, un trident de dripstone, o mașină de spălat, un portal staff, un Tesla gun, ok, ca și mașinile Tesla, știți voi, așa mă rog, și cu magic book. Haideți să vedem ce fac itemele astea în parte și să le luăm una câte una. În primul și primul rând, cum se grafează chestiile astea? Avem doar la tipul ăsta, la Mackinstein, pot să văd pe site-ul lui cum se grafează chestiile. La celălalt nu pot să văd, din păcate. Și nu știu de ce nu mi-arată și în crafting table-ul ăsta aici cum se grafează lucrurile, că de obicei ar fi trebuit să apară și în crafting table, dar nu mi-apare. Uite, scriu Tesla și nu apare nimica. Dar oricum, trecem peste, dacă vă interesează, puteți să vă uitați, v-am spus, în link-urile din descriere, sub butonașul de, ce credeți? Sub butonașul de like, găsiți toate alea. Bun, hai să vedem ce face acest shield sphere. Practic, dăm click dreapta și creează un shield în formă de sferă în jurul nostru. Hai să vedem. 3, 2, 1, zdrang! Băi, ești nebun? Yo, cât de tare e ăsta! Ok, bro, și din câte vedeți avem un cooldown de câteva secunde, care mi se pare foarte, foarte, foarte interesant. Uitați-vă cum arată itemul ăsta pe jos. Arată destul de clasic, dacă mă întrebați pe mine. Practic, știi ce cred că arată itemul ăsta de aici? Practic este un shield normal. Uitați-vă la el. Este un shield normal, doar că e texturat și pus pe mai multe laturi, cum ar veni, știi? Uite, vedeți? arată interesant. Dar asta clar este mult mai puternic decât un shield din ăsta normal. Și din câte ați văzut acolo, am dat click dreapta și timp de vreo, nu știu, cred că 2-3 secunde ne apără de săgeți sau de chestii din astea. Hai să vedem dacă este time set. Nu, stați 2 secunde, nu, băi, nu ne batem joc așa, dă una, dă alta. Ia stați 2 secunde. Luăm o chestie, skeleton, bă, fiți antenă. Ne punem așa, survival mode. Punem scheletonii pe lângă, pe aici. Așa și dăm cu ăsta. Oh! Yo, cât de tare! Ați văzut ce mișto e? Ei, hey, yo, fiți atent de ea. Hopa! Și dă cu... Ați văzut că dă cu sabia așa în chestia aia. Ei, hey, yo, cât de tare! Hai că deja te înveți cu șmecheria. Băi, cârnatule. Bă, vedeți că e tare rău ăsta cum faci, ești nebun? Șmecher. Hai să mergem să vedem următorul. Deci ăsta este scutul din ăsta sferă. Hai să vedem următorul, care este laser gun. Ok. Și practic este... nu o fi youtuberul ăla laser beam. Cred că are legătură. Da, cred că e youtuberul ăla laser beam. Cred că îl știți, dacă vă uitați la Fortnite și la chestiile astea, probabil să știți. Dar știu că face și cu Minecraft. Ia să vedem. Deci ăsta când dăm click dreapta, trage cu o chestie aia. Ei, yo, cred că trage cu el, nu?
A, și cred că se aude și vocea lui ea. Săracu. Ei, yo, bă, dar vedeți că ăsta chiar dă damage. Și uitați-vă cum arată. Cum arată el acolo pus, ia uite-l. Actually funny, dude, cum arată chestia asta. Chiar arată foarte tare. Mi se pare foarte mișto cum arată chestia asta. Ah, wow, pot să dau la o distanță destul de mare. Bro, dar vezi că dăm la distanță destul de mare, dude. Yo, ce tare. Actually nice ăsta, tare. Ia să vedem. Ship Etrator, Ship Etrator. Brrr! Ce-i face, bă, la oița aia? What? Scrieți în comentarii. Scrieți-vă în comentarii ce-i face la oiță. Bă, ești nebun, uitați-vă cum arată. Ia, uitați-vă. Ei, hey, yo! Vezi că arată mișto rău chestia asta, dar e puțin sus așa, dacă mă întrebați pe mine. Uitați-vă și voi. Ok, trecem peste. Ia să vedem. Stai să mă uit, uite, să mă uit la calul ăsta, da? Căluțule! Și... ce, mă? Se plimbă oița, bă. Wow. Au, what? Deci stai. Deci dăm cu ăsta. Și ăsta se duce unde ne uităm noi? Sau se duce și se întoarce la noi? Ei, eu s-a întors la noi. Și pe aceea tragem cu ăsta, așa. What? Stai că nu înțeleg. Right click to shoot, da? Oh, trebuie să dai imediat după ca să explodeze oița, da? Boom! Am înțeles. Și unde se duce oița aia și explodează, practic acolo le dă damage la toți din jur. Uite aici grupul ăsta de căluți. Ei, yo, cât de tare. Și are un cooldown de câteva secunde. Wow, și se duce și oița parcă la animalele alea. Ia uite acum. Da, bă, am înțeles. Deci să dai de două ori click dreapta ca să activezi asta. Ok, deci din nou, hai să vedem cu căluții ăștia. Dăm din nou și pe aceea. Boom! Hai că e tare și ăsta, e tare rău de tot ăsta, îmi place. Ok, următorul este tridentul de dripstone, care arată în felul acesta. Sincer să fiu cu voi, arată chiar foarte Caterin, că ăsta ești nebun. Uite-te la el cum arată, holy pacaroni. Vezi că e mișto rău de tot cum arată ăsta, chiar e tare. Deci e mișto rău de tot tridentul ăsta. Ia, hai să vedem. Și ăsta am impresia cum se craftează ăsta, chiar sunt curios. Tridentul ăsta se craftează cu niște dripstone, cu un bloc de gold și cu un fence. Ia să vedem, dacă dăm click dreapta cu ăsta. Oh. Yo, what the fuck, ia. Yo, să dai cu porcușor, ia. Ei, hey, yo, ești nebun, ia. Ia fiți atenă. Hold right click to charge, release to fire. Deci ținem click dreapta apăsat să se încarce el acolo și efectiv unde e chestia aia acolo o să sară nebunia aia din pământ, ați văzut? Wow, și l-am urât pe la instant. Porcușorule, ia fi cobaiul meu încă o dată, te rog eu. Michael Jackson, ia uite-l pe ăsta. Să mor eu. Michael Jackson, ești nebun? Unde mă? Ah, hai să mergem la oițele astea. Dacă trece prin mai multe oițe, le dă damage ea. Wow, leu, vezi că le-a dat damage și la astea din partea asta la altă. Băi, asta e chiar OP, chiar dacă ar fi să vă instalați chestia asta, chiar ar fi mișto să vă instalați, chiar să vă jucați pe bune cu asta. Washing machine, clears all negative status effects, clears stink clouds caused by socks. Cred că are legătură cu celelalte iteme. Ok, hai să vedem. Deci ăsta practic, dacă ne dăm pe survival și dăm effect give around pe hunger, să zicem, și ne punem ăsta pe jos, ar trebui să scoată hunger-ul. Ia. Nu, hunger-ul apare, nu cred că ni-l ia la de asta nasol. Stai 2 secunde. Effect give around poison. Ia să vedem. Punem asta pe jos. Ne ia poison-ul. Ha, mă, tată, iar e poison-ul de aici. Nu pot să cred. Negative status effect. Păi care negative status effect? Vere altul mai ok de atâta. Effect clear, ia. Nu e. Nu știu ăsta, nu știu cum funcționează. Păi astea nu sunt efecte negative în pui mei, că poison, că hunger, da, nu știu. Portal staff, melee to charge, right click to face through blocks și ne dă efect de speed. În primul și primul, uitați-vă cum se vede asta, dar stați 2 secunde să ne dă și noi pe peaceful puțin, să ni se reîncarce copanelele alea acolo puțin, să ne se reîncarce și viața. Dar uitați-vă cum arată itemul ăsta în primul și primul rând. Ia, vezi că e obraznic rău de tot ăsta.
Vezi că e obraznic rău de tot asta. Și asta se craftează cu redstone, cu obsidian, nu cu redstone, pardon, cu enderpearl, blocul de gold și obsidian. Ok. Și arată chiar foarte interesant, dacă mă întrebați pe mine. Arată chiar de drăguț rău. Și ia să vedem. Deci noi cu ăsta îl încărcăm cu click stânga, zis? Melee to charge, adică să dăm click stânga, gen. Una. Ok. A, uite, uitați-vă la șeptur cum face în dreapta. Vedeți cum se face ea? Ok, și acum cred că s-a făcut full ăsta. Ok. Păi și shift right click to unleash portal stone și right click to face through blocks. Ia, dacă dau click dreapta, ce se întâmplă? Puteți să trecem prin blocuri? Hai bă, vere, trecem și noi prin blocurile astea sau sal? Apare, nu se întâmplă nimic aia. Și dacă dăm shift, click dreapta, ia. Ia, ce-i face ăsta? Wow! What the fuck, dude? Ce-a fost mă ăla? Michael Jackson, ce-a fost ăla, nene? Porcușorele? Ok, ia să vedem. Oița, ia. Ia, uitați-vă. Yo, apare portal și dă damage la oaie. Și la entitățile care sunt pe aici, pe lângă. Bro, Summon Iron Golem? Ia să-i să vedem. Michael Jackson, ești nebun? Ia, pam, pam, pam. Oiță, lasă-mă în pace. Stai să dăm și lui Time, set 0, că văd că vine noaptea. Și dacă dau click dreapta în ăsta, așa, ia. Ia. Yo! Bă, vezi că nu prea i-a dat așa damage la Iron Golem, dacă mă întrebați pe mine. Nu prea i-a dat damage. Nu prea mi s-a părut să-i fi dat damage. E puțin cam girlies, dacă mă întrebați pe mine asta. Da, asta e. Și următorul este Tesla Gun. Tesla ca mașină, adică, ia. Un pistol Tesla care zice hold right click to shoot, zap two lightning rods to connect them, zap the ground to summon a lightning bolt. Ia. Deci dacă ține click dreapta apăsat, i-ar trebui să dăm damage? Yo! Îi dă și lui ăla de acolo, ia. Dacă facem așa, ți se întâmplă. Ia. Yo! Ați văzut cum a venit ăla? Lol, ce tare! Lightning rods. Give Aron P Lightning rod 2. Deci zap to lightning rods. Ia să vedem să ce. To connect them. Așa le-a conectat pe astea. Și acum ce se întâmplă? Și dacă... Opa! Ei, yo! Dacă treci prin asta, ții damage, dude. Lol, ce tare. Deci dacă treci prin astea, ții damage, ia. Stai să punem și noi pe easy. Deci dacă tu treci prin... Sănătate, mulțumesc cu comentarii, v-am pupat, mersi. Deci, aparent, îți iei damage dacă treci prin astea. Nice, ești nebun. Very nice, very good, very nice. Ia, deci dacă dăm astea așa, le-am conectat pe astea și dacă îl punem pe John aici... Uite-l pe ăsta. Yo, păi e tare, mă. Hai, John-ul, ia și tu damage aici. Bravo. Hai că dăm și noi în jos. Ia. Gata, l-am omorât. Nice. Mișto și ăsta Tesla, mi se pare tare. Mi se pare tare rău de tot ăsta. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este itemul. Stați o secunde, Magic Book, cartea magică. Deci facem o explozie de care nu știm. Explosion power increase with IQ in vicinity. Nu știu ce e ăla, dar punem asta, aia să vedem. Magic Book, ia. Mamă. Ei, yo. Ia. Și are cooldown și uitați-vă la carte cum arată, bro. Uitați-vă. Ei, de ce mi l-ai dat așa? Nu. Deci asta e practic o carte normală. Și uitați-vă când îl punem pe jos cum ce se întâmplă. Ia uite. Holy. Mă, dar vezi că de tot damage la asta, ești nebun? Ia să vedem cum arată și asta de pe jos. Uite, sunt chestii din alea, litere din alea din Enchantment Table. Tare, mă, ești nebun. Chiar caterincă rodător. Unde s-a dus, mă, bărbatul? Ah, e acolo. Hai să vedem și celelalte iteme, cât de puternice sunt ele. Da, bă, mâncava și gurița voastră, mi-am luat seapă, ești nebun, eu acum am observat, eu sunt adițu acum după ce mi-am dat seama că, gen, numai tipul ăla care a făcut Command Geek,
care a făcut celelalte iteme cum ar veni. Bă, frate, ăla nici acum n-a pus itemele astea la bătaie, ca să zic așa. Și nu am cum să le iau pe ale lui, avem doar pasetea lui Makisai. Dar e ok, dacă vreți și v-a plăcut videoclipul de astăzi, să spuneți și comentarii, fraților. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să mai vedeți și partea a doua, în care o să le luăm și pe celelalte iteme, să le luăm la puricat acolo, să le luăm, să le zicem și noi care sunt cele mai tare. Oricum, spuneți-mi în comentarii care item mi s-a părut cel mai tare. Bă, sincer, mie dintre toate, ăsta Driftstone Trident-ul mi s-a părut cel mai șmecher. Sincer, adică uite-te și tu, dai click dreapta așa, se face chestia aia acolo, te duci puțin așa, mai aproape, mai hâț-măț și vii să întâlni, uite. Oleu, dar asta nu are falling damage, deci degeaba ai faci chestia asta. Dar oricum, ăsta mi s-a părut cel mai tare. Spuneți și voi în comentarii care vi s-a părut itemul cel mai bun și itemul cel mai puternic din toată lista din videoclipul de astăzi. Și facem partea a doua data viitoare. Da, și voi like, abonați-vă. Un an nou fericit, un Crăciun fericit și toate astea. Bă, știți foarte bine că e povestea asta cu Crăciunul și toți youtuberii vă plictisesc cu clipuri din astea de Crăciun. Nu și Adițu, că Adițu nu vrea să facă genul ăsta de videoclipuri, că mi se par cringe rău de tot, pentru că nu-i pasă nimănui că e Minecraft, Crăciunul în Minecraft și toate astea, nu-i pasă nimănui, oamenii vor să vadă Minecraft și atâta. Da, ne vedem și la data viitoare. Hai, v-am pupat pe portofel, ne vedem data viitoare. Ciao, mersi, pa, pa. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea, pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles, dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.